Primăria Roman se apropie de a încheia procedura pentru această lună pentru depunerea dosarelor în vederea obținerii de etichete educaționale. Până la finele săptămânii anterioare, doar 49 de dosare pentru acest ajutor au fost primite. Pentru tichetele educaționale, copiii din familiile defavorizate vor beneficia de un stimulent educațional sub formă de tichete sociale. Valoarea tichetelor este de 50 de lei pentru a stimula participarea în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. Tichete sociale, primim și în continuare documente, date, joia eliberăm. De asemenea, la tichetele educaționale avem până acest moment doar 49 de bucăți solicitate, tot ceea ce va fi depus, instrumentăm, respectăm legea și eliberăm. Suplimentele educaționale se acordă dacă sunt îndeplinit cumulativ condițiile. Vârsta minimă a copilului să fie de 3 ani, iar vârsta maximă să fie de 6 ani. Venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de 2 ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, adică de 283 de lei. Condiția principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvența zilnică la grădinița a copiilor din familiile beneficiare. Cererea pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, însoțită de toate actele justificative privind componența familiei și a veniturilor lunare realizate, se vor depune la sediul Direcției pentru Asistență Socială din strada Alexandru cel Bun, numărul 3 din Roman, de unde se pot obține și alte relații suplimentare.